Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din GTA 5. Înainte să începem, v-aș ruga să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți în continuare episoade. Puteți să vedeți că facem în continuare misiuni. O să încerc să fac o misiune sau poate chiar două în episodul de azi. Dar înainte de toate, v-aș ruga să lăsați un like, să strângem peste 2000 și la episodul ăsta. Probabil știți că în momentul în care o să vedeți voi videoclipul, eu sunt la București, la Dreamhack, dar da, am filmat foarte multe episoade din timp. Oh my god. Am filmat foarte multe episoade din timp și am încercat să le postez pe toate în aceeași perioadă. Adică nu în aceeași perioadă, să le programez. Deci voi când vedeți videoclipul ăsta, poate eu sunt ori la Dreamhack, poate ori sunt în pat, dorm dacă e la 7 dimineața. Sau poate habar n-am ce fac. În fine, nu contează asta. Hai să mergem la M să facem o misiune, mai conducem, mai învățăm să conducem. Bă, da, departe M-ul. Hai să punem-o de aia pe M. Ok, hai că ajungem imediat acolo. Am fi putut să mergem la semnul întrebării. Nu știu exact dacă e ceva interesant acolo, dar mai bine mergem la M, pentru că zic eu că sunt misiunea interesantă. Bă, pe aici. Oh my god. Cum am căzut acolo, probabil ați văzut. Bă, tu vrei să-mi furi? Tu vrei să-mi furi motocicleta? Motoreta, ce-o fi asta? În fine, hai, pe aici mergem și ajungem. Oh my god, dă-te tirul. Am zis că foarte mulți sunteți revoltați că nu știu să joc GTA 5 și chestii de genul ăsta. Ei bine, dar nu sunt foarte bun la GTA 5 și nu mi-e rușine să recunosc sau ceva de genul ăsta. Dar asta vreau să fac, să termin jocul și să mă distrez. O să facem și pe livestream, după ce o să mă întorc de la Dreamhack, o să mai facem livestream-uri, până atunci vă dați seama că nu am cum. Dar când mă întorc, o să mai facem. Oh my god. Trebuie să intrăm în mașină sau ce? Ce zice? Hey, stop it. What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a prick in my bed. Bullshit. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Oh my god, vrea să moare pe cineva. Asta e revoltată. Ok. You okay, homie? What happened? Guy bounced my wife is what happened. Follow the tennis coach. Probabil ăsta e gelos că antrenorul de tenis a fost cu iubită sa. Oh my god, hai că-l prindem acum. Ăla cu mașina roșie. Bă, dai nebun. Stai mă la semafor că te prinde poliția. Suntem în Los Santos. Da. Ok, ăla merge foarte repede. Dar eu cu Dacia asta, zici că eu Dacia ești nebun. Oh my god, cum se conduce mașina asta. Nu cred că l-am. Ok. O să încerc să conduc normal și nu foarte rapid. Deci hai să încercăm să nu conducem extrem de rapid. Bă, dar se bagă la în fața mea. Pleacă mă cu mașina ta, șmecher. Ok. Ia uite-le mă pe alea în piscină. Ce fac alea la piscină? Habar n-am. Ok. Trebuie să ajungem acolo. Nu am reușit să-l urmărim pe ala, dar nu prea aveam cum, că mașina asta nu e atât de ușor de condus pe cum credeți voi. Uite mă că pe aici vreau să... Marele camion. Am impresia. Hey, asshole! You ran off before we could settle our debt. Michael, why? You got the wrong idea, man. Okay, să vedem ce se întâmplă. Back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud. Well, there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's gotta get worse to get better. Oh my god. Come up there and practice my backhand on your face. Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it
Ce facem ăsta? You come into my house, take my money and nail my wife. Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh my god. How fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey! Wait! You got the wrong idea, pal! Ce vreau să fac? Să-i dea casa jos? Here we go! Let's see what happens! Dude, you are probably crazy! Oh my god! Holy fuck, glumești? Nu se face așa ceva cuiva. Oh my god. Deci asta da răzbunare, frate. Asta da răzbunare. Oh my god. Ce facem acum? Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Atât, asta a văzut. Hey, it's a service to the fucking community. Go back to Michael House. Okay, hai să mergem înapoi acasă. Suiem sus. Mă sună cineva. What the hell? That's not my house. Oh, shit. Oh, bro. Aia nu-i casa lui, zice. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Deci aia n-a fost casa lui, el doar se ascundea acolo. Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Oh my god, ok, e nebunie. Aia nu era casa tipului ăla. Ăla e ceva antrenor de tenis sau ceva de genul. Dar e ok, nu contează. Oh my god. Oh my god, ce trebuie să facem, să omorâm pe ăștia? Cum adică, mă? Michael died, bă! De unde trebuie să reau misiunea acum? Retry. Ok, de aici. Hai să vedem cum facem de data asta. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house. Dă-te, mă, aici. Nu mă interesează că nu-i casa ta. Acum o să vină aia după noi, dar nu știu exact, trebuie să fugim sau ce? Poate trebuie să ajungem suficient de repede încât să nu mai ajungă aia, să nu mai poată porni aia. Sau nu știu. Oh fuck. Ok. Oh my god. Ce trebuie să facem? Să-i pierdem? Okay. Ok, trebuie să-i pierdem pe ea. Deci trebuie să-i pierdem pe ea. Oh my god, plecați, plecați. Ok, lasă-mă cu e-mailul tău. De ce să-i pierdem pe aia, ești nebun? Bă, dar e greu rău de tot să-i pierdem pe aia, ești nebun. Ok, let's go, let's leave them behind. M-am zis behind. Bă, dar se bagă ăla!
You've been kind of reckless, homie. Ok, mergem pe aici. Sper doar să nu-l omoare pe la meu, pentru că ăștia sunt foarte nebuni. Toată lumea prin orașul ăsta e revoltată. Ok, Chica crede că am pierdut. Dar nu-i sigur. Dacă o să mă întâlnesc chiar cu aia, o să fiu destul de speriat, sincer. Doamne, bă, dar se bagă ăștia în fața mea, lăsați-mi. Uite, mă, cu mașina ta de morți. Doamne, îi muri aici cu mașina asta. Dacă de prost conduc. Să sperăm că nu... că nu a venit aia la mea acasă. Ok. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Ok. Poliția. You know who I am? Do you know who I am? Oh my god. Now, who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. I'm Franklin. Now, Franklin, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses oh came my up God. Missing. Smart kid. Now, Michael. M-a făcut deștept. Got a question for you. Oh my God. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild, won't she? Sure. Ce vrem să-i facă? And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. Oh my god. That's nice. Come on, man. Damn, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Ok, hai să trecem peste. Mission Pest. Ok. Continuăm. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Da, nu, cam atât cu episodul ăsta și o să continuăm în episodul următor. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți continuarea, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Max și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Ooh.